Se spune că vârsta este doar un număr. Din păcate, acest număr ne influențează starea de sănătate. Putem înclina balanța în favoarea noastră dacă înțelegem diferența între vârsta metabolică și vârsta biologică. Hiperactivitatea, grijile cotidiene, poluarea și stresul la care ne supunem zi de zi se reflectă în modul în care ne simțim și mai ales în vârsta metabolică, vârsta celulelor noastre. Pentru că sănătatea și tinerețea sunt de multe ori sinonime, ne-am propus să discutăm astăzi despre o combinație inovativă de strugure, rodie și seleniu care ne influențează starea de sănătate, prelungește durata și calitatea vieții active, protejează fiecare celulă de atacul radicalilor liberi. Revitox îți aduce porția zilnică de sănătate și tinerețe. Am fost păcăliți de vârsta cronologică a persoanei din fața noastră. Niciodată nu știm cu certitudine cum se explică aspectul interlocutorului, de ce nu își trădează anii. Suntem induși în eroare de ceea ce specialiștii numesc vârsta metabolică. Vârsta metabolică ne arată gradul de îmbătrânire a țesuturilor corpului nostru, iar vârsta biologică este vârsta cronologică, vârsta noastră din buletin. Vârsta metabolică se corelează și cu ceea ce numim compoziția tisulară a corpului nostru, adică cât procent de grăsime avem, ce procent de masă musculară sau de apă conține corpul nostru. Putem să avem o vârstă biologică de 50 de ani și o vârstă metabolică de 30 de ani, evident, în cazul extrem de fericit. Din păcate, de foarte multe ori, situația este exact invers. Vârsta metabolică este un parametru extrem de util pentru a evalua starea de sănătate a corpului nostru. Poate fi corelat cu posibila apariție de boli cardiovasculare sau neurodegenerative. Modificarea stilului de viață, cu accent pus pe calitatea alimentației, a somnului și a mijloacelor de relaxare mentală și emoțională, poate îmbunătăți vârsta metabolică. Dacă adăugăm stilului de viață echilibrat și un aport de nutrienți și antioxidanți capabili să reducă stresul oxidativ din corp, atunci vârsta metabolică poate fi substanțial scăzută. Unul dintre cele mai renumite institute de cercetare din Spania a elaborat o formulă specială de tratament anti-îmbătrânire. Putem face ceva pentru a scădea această vârstă metabolică? Această formulă inovativă cu extract de strugure, rodie și seleniu practic previne îmbătrânirea celulară, asigură funcționalitatea țesuturilor noastre pe o perioadă mult mai lungă și, bineînțeles, modul de administrare fiind foarte ușor. Întotdeauna se recomandă să avem și un stil de viață sănătos și o alimentație echilibrată, dar gândiți-vă cum ar fi să consumăm 45 de kilograme de struguri pe zi ca să putem să echivalăm concentrația pe care o avem într-o singură capsulă. Care sunt beneficiile acestei terapii pentru scăderea vârstei metabolice? Trebuie să notăm și efectul cardioprotector al compușilor, efectul protector față de bolile neurodegenerative, cum ar fi mult cunoscută boală Alzheimer. De asemenea, formula ne ajută să ne creștem nivelul de energie, să creștem imunitatea, are un rol benefic și pe acuitatea vizuală prin seleniu pe care îl conține. De asemenea, ajută la combaterea efectului nociv al radicalilor liberi, contribuind practic la efectul global de anti-aging. Acțiunea terapeutică internă poate fi însoțită de cea externă la nivelul pielii. Există și formule de aplicat sub formă de cremă care vor completa efectul anti-îmbătrânire pe care substanțele antioxidante, seleniu, extractul de rodie și de strugure îl oferă. Crema de față și de ochi folosește un procedeu de ultimă generație, respectiv nanoencapsularea. Aceste substanțe nobile, protectoare, sunt ambalate astfel încât să poată să ajungă în straturile cele mai profunde ale pielii și de acolo să-și exercite efectul protector. Starea de bine începe din interior, iar protecția corpului nostru ca întreg presupune, de fapt, protecția fiecărei celule în parte. Revitox îți aduce porția zilnică de sănătate și tinerețe.